Cum treci în viață? Agresiv. De ce? Mă filmezi. Da? Îți mai spun. Închide camera și vorbim. Domnul... A meritat. Când am văzut că plouă de dimineață. Dar tine chiar nu plouă atunci când am zis eu prima oară? Plouă atunci. Plouă cu minciuni. Da, și mă, că plouă. Da, să venim. Plouă. Pe la poz. Hai. Am scos eu... vechiul, tradiționalul selfie stick, care e mai lung. Te cred, n-am ce să zic. Da, Monica, nu știu de ce, nu arăt bine deloc. Du, fiind, dai și mie căciula. Căciula e mai bine. Ia uite ce mușcă, ce mușcă. Ai fost prin zăpadă, ai urcat sus la munte? Am așa? Făcut o noapte acolo. Acolo la... În Clăbucet. Cu zăpadă? Da, 50 de centimetri. Hei, salutare și Crăciun fericit din Poiana Pleașa. Al treilea an consecutiv, când împreună cu niște prieteni venim în prima sau a doua zi de Crăciun, anul ăsta s-a întâmplat să fie prima, facem o drumeție ușoară, venim aici unde se află și un fel de stână, ca să zic așa, un adăpost, venim, gătim ceva, ne bucurăm de priveliște, totul e senzațional. În primul an când am venit era zăpadă, era o iarnă ca în copilărie, asta în 2018, în 2019 a fost mai mult o zi de primăvară, cu soare, frumos, căldură, iar anul acesta seamănă mai mult cu o zi de toamnă. O să vă las și pe voi să vă bucurați de peisaj, este minunat! Cam așa arată peisajul din Poiana Pleașa. Un traseu foarte ușor. Merită făcut dacă veniți pe Transfăgărășan. Traseul începe de la Hotel Posada Vidraru, de vis-a-vis de Hotel Posada Vidraru. Se vede, sunt niște poteci prin pădure, traseul e marcat, triunghi. Nu aveți cum să vă pierdeți, e un traseu ușor și chiar se merită făcut cu familia sau pentru persoanele cu condiție fizică mai puțin bună. Hai să luăm din fiecare asta, știi, ca să luăm multiple gusturi. Da, pe de-aia asta am zis eu. Asta imediat se face oricum. Da. Că e fumat. Da, și ție. Da, da, și unde asta și tăiem și turnații de atâta așa. Și tata e, nu e mușchiul de terminare care îmi place mie. Da? Dar poți să tai așa, poți să tot. Așa, tot așa, stai și mai cum au... Ea le bagă punguțe pregătite la candelator, știi? Aia știi ce a fost îndecată? Da. Nu, dar m-am dus în bucătărie, deci am luat... Nu știu cum, n-am luat cu ce a pus mama acolo, că ea e cu cantități. Da, industriale, știu. Nu ai văzut așa ceva. Să fie. Să fie. Uite și până tot. Păi tăi un pic, nu așa un pic. Nu mă, lasă așa, după aia se desfacă iure. Nu se desfacă. Se facă bine înăuntru. Ia faceți voi grătarul. Cum mai ne rugați mult. Te enervăm, mă, nu mă. Avem, trecem din gură, nu mamă care să nu se faci. Dar să tai așa, știi? Cum mă? Așa, fâșiute. Să o crestezi. Să o crestezi, ca să se face bună. Nu mă vreau să ne ducem pe Transfăgărășan. Nu se poate. Vrei să mergi? Voi? Vrei? Vrei să mergi. Acolo nu știu ce zică. Doar să scoatem asta. Mai așa. Ca să nu ardă. Uite, arde chiar fășia asta de la Monica. Ați dat cu șuncă pe grătar? Da. Aici ar de o leacă. Noi avem pompieră. Mai lasă-i Moni. A luat-o ni foc și de-aia. Nu. Voiam să-i le verific statusul. Unde putem comanda carne din asta? La
FC Clașa SRL există un restaurant outdoor. Așa. Unde se fac doar livrări la adresă, la locație, nu la domiciliu, doar aici se servește carnea. Am înțeles. E bine. Veniți. Păi vă zic, dacă facem vreun șpriț ca lumea, veniți și voi. Nu șpriț ca lumea. Păi nu vă chem așa pentru o daia să-mi dăm cadou. Păi aia vor fac ceva ca lumea, nu mai. Dar unde vă duceți voi mereu? Mamă, ce frumos e de vis. Deci aici tot timpul a fost diferit pe care am. Și am încheiat și Crăciunul ăsta în Poiana Pleașă. Third edition, my kind of Christmas. Hey. Uite, n-am mai rămas nouă flăcărică. Nouă flăcărică. Ne-a rămâne spiritul prin. Da. Zi, Monica, ceva. Ceva. Vorbește. Ce? Nu, vorbește cu cuvinte, nu că ce. Vlad? Ce? Uiteți familia lui ce? Ia zi, boss. A fost bine. A fost bine, a? A fost bine ca să fie rău. Iar eu sunt superbă. Pufi? Ia vorbește. Foarte frumos. Vai. Super. Deci a fost inițierea omului nostru de la Tulcea. Da, da, da. Deci omul a venit de la Tulcea ca să petreacă Crăciunul în Poiana Pleașa. Corect. Da? Corect. Și mai facem deci și la anul. Și la anul. Nu avem discuții. Pa. Ce mișto e. Poate venim cu cortul. Mi-ar plăcea, da. Cu cortul, că n-am mai rămas cu cortul de acum 2 ani, de când am fost la Perseide. Am fost sus acolo, la cota 2000. I can't get it all in my head. I'm so